În acest moment au loc pe drumul național 1. Bogdan Oproiu, specialist al direcției rutiere, o să ne vorbească despre măsurile luate pentru siguranța și fluența traficului rutier în perioada Crăciunului. Să-l urmărim. Să precizez și să mulțumim Inspectoratului General de Aviație, care ne va sprijini și în această perioadă cu un elicopter pentru supravegherea traficului rutier. Vedeți dacă aveți până acum incidente rutiere mai semnificative. Nu, până la acest moment nu au fost raportate, nu au fost transmise evenimente rutiere deosebite. Valorile de trafic înregistrate la acest moment sunt oarecum normale. Posibil mai spre seară aceste valori să crească, fapt pentru care dispozitivul rutier este pregătit în orice moment să intervină. Totodată recomandăm conducătorilor auto să ruleze cu o viteză care să le permită oprirea în siguranță în caz de eveniment, să păstreze o distanță mai mare față de autovehiculele din față și, bineînțeles, să conducă prudent, pentru că suntem siguri cineva drag îi așteaptă acasă și cu toți avem nevoie de sărbători fericite. Perfect, numele de oasă, vă rog. Comisar șef de poliție Oproiu Bogdan, din cadrul LGPR, Direcția Rutieră. Mulțumim. Am urmărit declarații în direct susținute de reprezentantul Poliției Române, mai exact al Direcției Rutiere, al Brigăzii Rutiere, Bogdan Oproiu, cu privire la măsurile pe care autoritățile le vor lua în această perioadă a Crăciunului. S-au intensificat echipajele, numărul de efective care vor fi în teren în această perioadă, care vor supraveghea traficul atât terestru cât și aerian. Ați auzit ce a spus specialistul Direcției Rutiere. Așadar, mare grijă în trafic. Numărul polițiștilor care vor fi la datorie în această perioadă este mult mai mare decât într-o zi normală.